Hello, happy people și bine ați revenit! Așa cum v-am promis, seria celor 61 de întrebări continuă și astăzi cu Dana Rogoz. Ce anume o face fericită? Ce înseamnă iubirea în viziunea ei și care este cel mai mare vis? Aflăm chiar acum de la ea, la CulTour. Total de acord. Uite, zi-mi trei oameni, în viață sau nu, contemporan sau nu, alături de care ai petrece niște timp. Trei oameni alături de care aș petrece niște timp? Ai bea o cafea, să zicem, cu ei. Nu, știu, în primul rând că oamenii pe care îi respect foarte tare mă intimidează. Adică la modul că, dacă aș zice, nu știu, Mark Twain, Van Gogh și Haneke, aș zice așa la modul general, dar ideal. Știi că și eu m-am gândit la asta. Dar dacă ai avea în față, ai fi speechless. Speechless, da, efectiv. Adică la modul că nu știu. Așa e, așa e. Deși am avut o surpriză, de exemplu, am filmat, am fost aleasă să filmez pentru filmul Terry Gilliam acum câțiva ani, The Zero Theorem, și am lucrat și cu Terry Gilliam și cu Christoph Waltz la cadru și cu Lucas Hedges. Și oamenii ăștia mari, da, de fapt sunt... n-au nevoie să-ți arate că-s mari, nu știu cum să spun. Exact. Și de fapt, legătura era mult mai firească, mult mai normală, adică puteai să ai un dialog fără să te simți inferior. Fără să, sau... Da, fără să te facă să te simți că, exact, nu știu, nu ești pregătit sau că nu ești la nivel. Cine sau nu știu tu? Ce sau... Da, da. Deci, nu știu, în același timp, cred că aș fi absolut copleșită. Dar am zis, da, uite, Mark Twain, Haneke, Frații de Arden, de exemplu, un film, tot așa. Mulți. Ai văzut Loving Vincent? Da, normal. Dar eu citisem înainte scrisorile lui Vincent Van Gogh către fratele lui, cred că în liceu, și a fost mult timpul între cărțile mele preferate. A fost ceva, mi-a rupt sufletul, cartea respectivă, adică toate, da, scrisorile pe care le scria fratelui, și cumva ce se întâmplă în film e după moartea lui, adică pornește, da, de la unul dintre scrisori, dar extinde, da, povestea, și mi-a plăcut și mi se pare așa un efort extraordinar de mare, da, acel film, adică chiar un ceva tribut, chiar un tribut de mine, incredibil. Incredibil, da. Hai că ți-am zis, vorbim despre filme și uit de întrebări. În ce univers, uite, în ce univers, dintr-un joc sau dintr-un film sau dintr-un roman, ți-ar plăcea să pătrunzi măcar așa puțin, să vezi cum e? În universul lui Haruki Murakami. Mereu am zis că vreau și n-am apucat. Nu? Mamă, deci... n-am mai citit... La un moment dat am citit foarte, foarte multe cărți semnate Murakami, dar e un univers al lui acolo și de multe ori fac referință așa și în viața reală, nu știu, sunt anumite elemente care se repetă, știi, în universul lui, în fiecare roman, femeia pierdută, pisicile, fântâna, sunt anumite elemente care tot joacă așa de la un roman la altul, de la o poveste la alta. Și cu Radu, când ajungem într-un oraș care sunt multe pisici sau așa, suntem... Murakami? Deci pasiunea asta e comună. Da. Sigur, sunt mulți alți autori care ne plac amândurora, dar e ceva din universul acela care mă atrage în mod special. Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați în ziua de azi și tu nu înțelegi de ce. Chiar am scris acum, o să-mi sară toate mamele în cap, dar am scris un articol că nu mai sunt mult la etapa respectivă, dar există niște femei care mi se pare că exagerează cu alăptarea, cu subiectul alăptării, eu fiind... Cu subiectul sau cu subiectul? Înaintarea în vârstă? Nu, cu subiectul alăptării. Adică la modul de... Eu sunt pro-alăptare, eu am alăptat copilul până la 1 an și 3 luni și încurajez, evident, femeile să facă asta, dar mi se pare că uneori se întrece orice limită și deja devine super invaziv subiectul, adică... Și deja nu mai are legătură cu conceptul în sine. Da, nu, la modul că, din păcate, e așa o mare obsesie pentru unele mame încât, din păcate, au efectul exact advers. Adică ele, cu cele mai bune intenții, vor să încurajeze mamele, dar pentru că o fac atât de agresiv, multe mame se sperie și presiunea devine mult prea mare. Adică, am spus că în top 3 întrebări, când imediat mama anunță că a născut sau că, tocmai am născut, top 3 întrebări este alăptezi și cred că întrebarea respectivă, care oricum e foarte intimă, adică ar trebui să fie cumva, una e dacă ești apropiată de persoana respectivă și ok, vrei să o ajuți, dar cred că sunt multe alte întrebări pe care o mamă, o proaspătă mamă, l-ar putea primi. Nu știu, de exemplu, cum te simți, cum ești tu, ce emoții te încearcă, cum poți să-ți fiu de ajutor, vrei să stau cu copilul cât faci tu un duș, vrei să te ajut să faci ordine, da, adică multe alte lucruri până la întrebarea respectivă, care de fapt vine cu foarte mare presiune, adică trebuie să faci chestia asta. Exact. Și din categoria, ai luat bacul, ai intrat la facultate, ai un job, ai un copil, ai un prieten. Da, nu știu, la modul că evident că e foarte important pentru copil, dar mi se pare că acum a devenit așa, s-a exagerat și multe se exagerează în mediul online și unii oameni sunt foarte vocali și devine așa un curent. Când de fapt lucrurile ar trebui să fie atât de normale, așa, nu știu, da, evident, femeile ar trebui să lupteze, dar... Adică și încearcă și sunt convinsă că adică majoritatea mamelor încearcă alăptarea, dar nu trebuie să facă din asta o obsesie. Da, așa e. Dacă ai avea $1.000.000 care ți-ar cădea din cer mâine, ce ai face cu ei? Nu știu ce aș face cu ei. Nu mi-ar fi ușor. Cred că i-aș investi într-un teatru. Aș alege o casă și aș construi un teatru. Ai construi un nou teatru. Independent, pentru că e o problemă în momentul ăsta, sunt puține teatre independente, unele sunt, adică sunt foarte bune în schimb, dar în același timp sunt foarte mulți actori neangajați care nu au unde juca și e așa o demență, adică găsești un teatru, e echipă de actori dornică să joace, un regizor, un scenograf, dar nu au unde fizic, să pună, să monteze și atunci mi se pare așa că e cumva trist, adică dacă aș putea, aș avea banii ăștia, da, aș face asta. Zi-mi un spectacol de teatru pe care l-ai recomanda oricui. Un spectacol superb este Îngropați-mă pe după plintă, dar din păcate nu se mai joacă. A fost cu Marian Râlea și... domnul Marian Râlea. Da. În Crimă și Pedeapsă, eu am murit. Da. Da, bine, are un spectacol superb al lui Cordonski, dar din păcate nu se mai joacă. Și Cordonski e muzeu, deci... Dar acum, nu știu, sunt multe spectacole la un teatru. Eu am început să joc acum acolo și sunt într-adevăr foarte bună. Sunt așa de fericită că am intrat în această echipă, un teatru, dar sunt o mulțime de spectacole bune și ar fi nedrept să numesc numai unul. Adică chiar... Mergeți și la un teatru. Să nu zic așa de ale mele, adică mergeți pur și simplu la un teatru să vedeți spectacole de acolo, pentru că e un teatru independent și se lucrează din pasiune și spun asta pentru că sunt acolo și știu că actorii respectiv chiar fac mare eforturi, adică una e să fii angajat și să trebuiască să faci o chestie și alta e pe lângă, să zicem, angajare sau pe lângă alte proiecte, tu să alegi să faci ceva doar pentru că simți foarte tare în proiectul respectiv și să alegi calea asta a teatrului independent care presupune tu ai grijă de costum, tu îți montezi decorul, așa o chestie aproape studențească și e minunat să vezi că actori cu experiență și care ar putea să aibă tot confortul, spunem, să stai angajați într-un loc, în teatru de stat, aleg calea asta, înseamnă că ceva extrem de puternic îi motivează să facă. Și eu, tocmai de-aia, trebuie să mergeți să vedeți, pentru că e chiar pasiune acolo. Zi-mi, care e bancul tău preferat? Și dacă poți să-mi și spui. Eu nu sunt un om al bancurilor, chiar vorbeam cu tine mai de curând că nu zic bancuri, dar... Doamne, am una, apropo, că l-am auzit tot la un teatru și o să zic pe asta, cu... un actor se duce la doctor, am foarte multe bancuri de sperat actorilor, desigur. Un actor se duce la doctor și zice, nu știu, mă doare foarte tare stomacul, burta, mi-e foarte rău, Îl verifică, îi face RMN, domnule, n-ai nimic, face tomograf, domnule, toate analize, domnule, verifică de cancer, de boli grave, de... răceală și gripă. Tot, malformații... Tot, dom'le, dar nu găsesc, dar nu pot să-mi dau seama și, dom'le, dar mi-e foarte rău, nu mă simt bine. Dom'le, dar ce meserie aveți? Păi sunt actor. Ia, dom'le, un sandwich. Mi se pare cumva atât de trist, dar așa ce mult de panic. De adevărat? Da, deci practic actorul era doar foame, deci am mâncat. Mi se pare funny și trist în același timp, dar trebuie să fie cumva un semnal pentru cei care aleg meseria asta, să știe de la început că din păcate nu întotdeauna este o meserie din care profitabilă, adică sincer eu fac multe alte lucruri în care mă întrețin, adică fac partea de blogging, am brandul meu propriu, am multe colaborări în online, adică fac multe alte lucruri care sunt cumva adiacente meseriei mele, tocmai ca să am confortul să joc fără să fiu stresată, da, cum sunt alte colege de ale mele, pasiunea, care din generația mea, actrițe extrem de talentate care realmente au problema de a-și plăti o chirie, de a întreține un copil, ceea ce mi se pare îngrozitor de trist. Da. Da. Zi-mi ce ai învățat din ultimul tău eșec. Din ultimul meu eșec? De ce eu am avut? Nu știu să spun. Cred că ce greșesc eu este că îmi pun așteptări prea mari, adică de am, am acest părinte în mine foarte demanding, care cere foarte, foarte mult și e veșnic nemulțumit. Și atunci să consider ceva un eșec, ajung să fie cumva la îndemână. Dacă, cred că cumva ar trebui să-mi resetez nivelul așteptărilor. Da. Și cred că mi-ar fi mai comod. Da. Asta am învățat din eșecurile mele, că, băi, poate că ar trebui să o iei mai ușor și să fii mai n-ar mai fi așa o dramă. Așa e. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă că există? În ce cred cu tărie, deși n-am nicio dovadă? Hai să mă gândesc. Cred în iubire, deși nu există ceva... Nu există o concretență a sentimentului, dar cel mai tare și mai tare cred în iubire. Și cred în alegerile făcute din dragoste. Cred în sentimentul ăsta. Cred că e singurul care contează. Atunci când e o decizie, de obicei, ce cântărește mai tare? Inima sau mintea? Sau mai bine zis, cu ce cântărești tu mai degrabă? Sunt o persoană analitică, dar emoțional ar trebui să primeze, nu știu cum. Adică, în esență, aia primează. Aia contează, da. Pentru mine, cel puțin. Zi-mi minciuna pe care o spui cel mai des. Minciună mică, așa, măruntă. Minciuna pe care o spun cel mai des? Da. Sunt în repetiții, nu pot vorbi. Dacă chiar nu pot vorbi, de fapt, și am un moment prost sau ceva, spun, hei, sunt în repetiții, nu pot vorbi. Și asta merge întotdeauna, e la fel. Da. Sau mai aia. Pentru că nu, pentru că, sau, de exemplu, uneori mă trezesc din somn și nu am curaj să spun, da, dormeam. Da, știi? Da. Și zic, da, nu pot vorbi acum, sunt în repetiții. Dar, de fapt, poți să spui, Dana, băi, dorm, iartă-mă, te sun mai târziu. Da. Dar am această fugă în... Așa și eu. Pentru că, de adevăr, mult timp sunt în repetiții și atunci... E o obișnuință care clar funcționează. Da.